mașină. Să închiriem mașină. Și ce mașină? Și o mașină foarte vechiuță de data asta. Are 174.000 de kilometri la bord. Un Ford de la vechi, fără nicio îmbunătățire. 174.000 este la fel ca al meu. La fel, aceleași mile ca la Mercedes. Da? Păi da, și compar Mercedes-ul meu cu ăsta? Aie. La Riga. Și mergem să vizităm cealaltă parte a insulei. Un sătuc foarte frumos care zic ei că merită să-l vizitezi. Și cam atât. Vedem și ce vibe are insulița asta.
Deci am ajuns în Palma de Mallorca, mă rog, la marginea ei, că doar o luăm un pic așa pe centură. Și câte grade ți arată, tati, că sunt afară? 27 de grade sunt, este ora 10 și jumătate. Și sunt 27 de grade și suntem în 28 aprilie. Nu? Minunat! La mulți ani, tati! La mulți ani, iubita mea! Taberna, taberna! Am ajuns în Valdemosa, care e un sătuc minunat, se pare, cu case de piatră. Stai că John a intrat pe aici. John? Nu, uite de astea simpatice. Da. Sau astea pentru porumbul, mica. Să bagi în porumb, într-o capușă, în altul al porumbului. Da. Poate găsesc și eu un de-asta frumos să iau acasă. Un magnet. Mi se găsesc șoc. La țare. Cum arată? Ce o tocă de asta, dacă vrei? Dacă n-are praz în ea, tot degeaba. Căni. Nu? Bă, ce lucruri frumoase sunt în magazinașul ăsta. Da, e diferență de la cer la pământ între magazinele de aici și cele din Calamilor. Acolo e la țară, aici ești la capitală. Oh, ce frumoase sunt și cănile astea. Așa?
Ce ne arată acolo? Acele astea. Fie usturoiul. Nu mai dai pe ăla, dai aici. Îl dai în farfurioară. A, ce mișto. Sunt cu zinți. De pe acolo. S-a stricat. Foarte mișto. Da. Da. Era în magazin. Și ce cald de afară. Și Valdemosa este un sătuc foarte micuț, la 20 de kilometri de Palma de Mallorca. Și se pare că numele lui este în arabă, înseamnă Valea lui Musa. Și sătucul ăsta a devenit cunoscut datorită lui Chopin. Că se pare că Chopin a venit cu iubita lui, scriitoarea franceză Lucile Aurore Dauphine, adică George Sand, dacă ți-a auzit de George Sand. Și ei au venit în Valdemosa în iarna lui 1838 și aici au trăit și cu o furtunoasă și frumoasă poveste de dragoste, departe de bârfele pariziene. Așa, și aici mai este un obiectiv foarte frumos, o mănăstire care se numește Rea Cartuia, fondată în 1300 de către regele Martin I de Aragon și care a adăpostit în cadrul unui chilip povestea amoroasă dintre Chopin și George Sand. Hai că mai mă lovesc și mașinile. Hai pe partea aia, tati. Mergem pe acolo? Hai pe acolo. Că ce au? La fiecare ușă? Păi da, că se pare că Valdemosa este locul de naștere a Sfintei Catalina Thomas. Înțelegi? Uite, așa aici, toate au. Da, deci aici s-a născut, aici s-a născut Catalina Thomas. Sfânta reprezentată atât de mănăstire cât și de zidurile caselor sub formă de picturi ceramice. Da, mami, asta. Și că se vinde, ai văzut în magazin, era plin de picturi ceramice. Tot felul de scenete cu Santa Catalina. Și se pare că, mami, se poate vizita chilia unde au locuit cei doi amorezi, Chopin cu George Sand. Poate mergem să o vizităm și noi, ce zici? Capitala de aici. Nu, mami, aici. Aici, Valdemosa, pentru asta este celebru. Pentru povestea dintre ei doi. Că Chopin a locuit aici un an de zile, în sătucul ăsta. Înțelegi? Păi că am văzut. Deci e primul portocal care îl văd aici, dacă mă întreb pe mine. Și ce lămâi frumos. Can Molinas.
Uite încă un portocal. Tocmai am zis că nu am văzut prea mulți portocali. Oricum, nu știu să ajungem înapoi. Unde? Bă, eu nu. Ăla din Roviș, din Croația, mie mi s-a părut... N-ai fost. Deci care l-ai văzut, tu ăsta ți se pare cel mai frumos sat? Da. Atât de orat și cât e și mult. Clădirile se întrec de mare lume și tot e nou cu mine. Da. Cât de curat sunt. Și foarte... Ce... Wow! Da, trebuie să fie super mișto. Curios să văd dacă... O să văd dacă în față este vopsigardul și în spate e leopardul. Dar se pare că nu. Se pare că nu. Pe acolo e strada care urcăm în sus. Deci e... super mișto. Wow! Ce grădini! Ajungem iar la... peste tot au ăștia niște glasuri de flori superbe. Da. Da. Uite cum au peretele ăsta aici. De flori, la intrare în casă. Vezi? Direct la intrare în casă. Și aici cobor în jos. Certificat de vie. Da, aici intri în casă. Intrare din casă. Nu mai e partea turistică. Da, aici nu mai e partea turistică și uite cât de frumos poate să fie.
încearcă să nu intri la lume în casă. Bine, da? O. Da. Da. Până acolo jos, vezi cum e. Repede. Merge puș-puș. Nu trezim. Mamă, ce curte interior are. Cum e? Și are curtea interioară de belea. Mamă, și cu terasa aia de colo de sus. Cu flori și tot ce trebuie. Scaune, stai la umbră, iarbă. Sunt lunguri. Ce ai, mă? Ești mami. Nu vrei să știi cât de mișto e înăuntru. O să vezi videoclipul. Deci e... A căzut lămâile pe jos. Și uite ceapa. Ca la noi, în Oltenia. Salată. Frumos. Portocal. Na. Uite cum are terasa acolo, frumos. Deasupra. Uite și o pisică. Cu coada tăiată. Ia, ia, când se joacă ea în pământ. Ce superbă valea asta, foarte îngrijită. E, probabil e ceva vechi acolo. Vreo clădire foarte veche. Ce floare interesantă. Mă rog, nu e floare, e plantă. Un cactus. Solicită să tu costa toate resursele, să urci, să cobori, să urci, să cobori. Mami, să nu intrăm la oameni în casă. E ipotecă sau nu ipotecă? Cana, mă. Nu pe acolo. Hello? Te duci iar la omul în curte. Pe aici am venit. Pe aici am venit. Da, cât a felinarul de mare. Drăguț. Vedere frumoasă, numai că trebuie să fie acoperit de bine, că dacă te pune soare, mă, ca să stai permanent în soare, ce spui perea, te-ai dus, te-ai dus de răbă în soarele ăsta. Da.
mor sau... A? Hai să vedem ce e aici. Ce pot de făcut? Hai. Cappuccino? No. No. Deci arată foarte bine hotelul atunci. Flori de sare? Da, Sal Marina del Mundo. Aia e dintr-o salină. Muzeul Chopin. Deci acolo e chilia, înseamnă, și asta este biserica. Și asta înseamnă că este biserica unde a cântat el. Asta nu știu, șanțul de scurgere și am cazul de dacă cazi în ele, nu mai ieși. Dacă cazi? Dacă ai cădea. Dacă cazi în ele, nu mai ieși. Dacă ai cădea. Dacă cazi. Dacă cazi. Așa. Piațeta e foarte drăguță. Hai să vedem ce ne spune Chopin Museum. Hai să vedem și noi chilia unde a stat în Rooms. Chopin Pianos în Rooms. In the official recognized Chopin's cell, where the original player piano can be seen, where Frédéric Chopin composed during his stay in the monastery. Este, intrarea este ieftinuță, e 5 euro, e ok. Hai să mergem să vedem. Iarna și vara e exact aceeași temperatură. Da. Deci nu se schimbă temperatura. Deci este, sunt zidurile foarte groase, că e foarte răcoare aici. Deci afară astăzi sunt 30 de grade. 30 de grade. Deci noi unde mergem, mamă? Straight. Here? Yeah? Păi de ce nu acolo? Acolo ce avea? Deci asta este chilia unde a stat Chopin cu George Sand timp de un an. Mă așteptam la o cameră mai mică, nu pare chilie. Adică mi se pare Edita mai apartamentul, căsoiul.
Moi aussi, il y en a avec le 2 sur le 3. Ah, ils étaient en train de le faire. Hai, tati, pe scări. Uite ce frumoasă e și grădina asta. Logic. Ce tare! Stai să văd ce e și în grădina asta. Asta e primăria. Primăria orașului. Da. Foarte drăguță. Logic. Păi uite-te cât de uscat e pământul și de-abia e aprilie. Păi da, că se irosește așa. Nu le trimitem noi ceva ploaie din Anglia și ei puțină soare de aici și se ne trimită puțin soare de aici? Bă, dar ce părculeț frumos are primăria de aici. Uite și liliac înflorit. Yee, ce frumos! Palmeru. Cât a palmeru de mare, mami. Leandru. Nu-i palmele, Leandru. Hai să mergem la mașină. Să ne îndreptăm spre alte locuri. Ne-a plăcut foarte tare Sătucu. Ți-a plăcut, tati? Foarte drăguț. Mi-a mai schimbat un pic părerea despre Mallorca, că nu eram foarte încântată de Mallorca. Capitala, nu știu, capitala mi se pare... Vedem capitala, nu știu, n-am, o să o vedem. La orice altă capitală, foarte aglomerată, multe magazine, inclusiv. Valdemosa foarte frumos de aici, da. Noi pe aici am urcat. Da, pe aici am venit de dimineață, am vizitat Valdemosa, am fost și am mâncat la un restaurant foarte drăguțel. Și acum plecăm spre casă. Spre hotel. Mă rog, spre hotel. Hotelul este casa ta. Da, este casa ta. A fost foarte frumos, ne-a plăcut ziua. La mulți ani nouă, tati. Așa să fie, la mulți ani nouă. Pentru cei 27 de ani. Adică avem jumătatea vârstei noastre. Este exact la jumătate. Ne-am căsătorit la 27 și avem 27 de ani de căsnicie. Deci am trăit egal, singuri și împreună. Yep. Da, de la anul va fi cu un an mai mult am trăit împreună decât singuri. Va fi pe plus. Exact, de la anul vom fi pe plus. Da, partea asta a insulei, partea stâncoasă, mult mai frumoasă, mai pitorească. Partea cealaltă nu ne place. Dar în schimb, cealaltă parte a insulei are nisip. Are nisip, da, și plaje frumoase. Și apă cristalină. Plaje frumoase? Cahoe, ok. Deci am ajuns în Sineu. Ajungem, de fapt, curând. Sineu? Sineu, da, așa se numește, Sineu. Și trecem prin el în drumul nostru spre casă. Vai, dar ce catedrală mare au. Acolo. Da, 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 da.
el te duce, da, oprește. Stai ca mașina. O luăm până văluire și venim pe partea dreaptă. Deci aici... Încolo trebuie să merg. Nu aici? Asta, mă! Da. Da. Aici? Stai, ușor. Da, da, pe lângă. Să mă mătă cu sătul cu mătii. Turn right, and then turn left. Ești prost unde m-am băgat să nebunești dacă nu. Mamă, ce orășel, dar nu e sat, este oraș. Abia alătul și ăsta, pacilea dracu. Deci este oraș. Turn left. M-a scos la principală. Te-am gata. Unde mă duce, mă, în cățel și toate? Stai un pic, aici e... Aici s-ar bordura. Dacă iar intrarea la angustime. Păi acum te trimite invers, nu în partea asta. Da, pe ce mă iau după el? Păi eu zic să te iei după el. Nu mă mai iau după el, mă, că mă minte, asta mă minte. Deci aici e o stradă mai mare, mămică. Poate să fie și mai mare, intru înapoi în oraș, nu vreau să intru înapoi în oraș. Eu vreau să ies pe aia asta la altă. Ascultă-mă că sunt taximetrici și știu. Ok. Asta mă scoate de regla principală, numai că mă scoate de stradă normală. Da. Atențion, finally! Uite unde ieși și mă. Finally, am ieșit. Uite câte borduri era. Da. Dar de ce te-a lăsat să te duci pe aici dacă era foarte interesant orășelul și foarte îmbârligat, fratele meu? Ce ai mai știi străduci acolo de... Da, e, catedrala aia e foarte drăguță. Dă foarte bine în poză așa.